Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Luna iulie a venit cu temperaturi ridicate. Cum termometrul a indicat la ora prânzului în Focșan 33 de grade, primăria municipiului a înființat mai multe puncte de prim ajutor pe raza orașului. În aceste locuri amenajate, oamenii primesc un pahar de apă și ajutor medical în cazul în care se simt rău. Iulie a venit la pachet cu temperaturi ridicate și disconfort termic. De fapt, de câteva zile încoace, în Focșan și nu numai, aerul este tot mai fierbinte. Fiecare caută răcoare, umbră și se protejează cum știe pentru a simți cât mai puțin această căldură sufocantă. La orele amiezii, oamenii au făcut un popas pe băncile din grădina publică din municipiu. Astăzi, termometrul arăta 33 de grade Celsius. În parc, la umbra copacilor, parcă era mai bine. Cum faceți față? Vi se pare foarte cald? Mi se pare cald, dar stau la umbră. Ați ieșit în parc, da? Am ieșit în parc, da. Dar ce să facă? Mult să mă duc, să stau, mă doare capul. E bine aici, da? E bine aici, la umbră. Cred că v-ați luat și ceva de băut. Am făcut o lea de cafea din ăsta să beau, că mi-e sete. Și este ok pe vremea asta cafeaua? Ei, beau și eu așa, că dacă nu prea apă, că mă doare capul, că-s bătrână, mă doare capul. Acasă cum este? Este cald? Doamnă, este cald acasă, dar dacă nu putem stăm înăuntru la bombile astea. Ați ieșit în parc? Am ieșit în parc, mai stau până de soarele, mai de vale încolo. Că da, și ce să fac, stau acasă, eu de dorinie nu pot să dorm, că-s bătrână, nu mai dorm la noapte. Ieșit în parc cu copilul, sunt bună, dar trebuie să am grijă de el, mai ceva ca de ochii din cap. Să nu vezi cu două. Ia uite, ia fă din mână aici și apuiu. La cameră. Ia fă din. Cum te numești tu? Ia spune, cum te cheamă? Codrin mă cheamă. Codrin mă cheamă. Așa, și ți este cald? Îți este cald puiul? Da. Da, mămică, da. Cum te ferești tu de căldură? Stau la umbră, pe bancă. Acasă cum este? Cum reușiți? Acasă reușim pentru că părinții au aer condiționat, au condiții mai foarte bune. Da, și cât stau de la 7:30 până la 5 cu el, mulțumesc lui Dumnezeu. Da. Este foarte bun, foarte cuminte. Deocamdată ne obișnuim, mai stă la umbră, mai stă. La umbră, da? Da, da. Apă? Ați luat? Avem la apă, în plază, da. Și mască, văd? Mască, da. Da. Este incomod pe căldura asta? Ba da, e, dar o folosim numai când e nevoie, când în spate închis, când mai sunt persoane apropiate. Foarte da. Mulțumim, da. Doamna? Da. Cum este cu căldura? Binișor. Nu v-ați simțit rău, nu? Nu, nu. Am fost la piață. Acum mai sunt ne mai... Un popas așa mai, scurt, da? Un pic, da, da. Acasă cum este? Cum vă protejează? Tot așa, mai avem mai condiționat. Mai aerisim. Mai aerisim ca de fiecare dată. Și bine. Ne descurcăm, nu? Trecem. Mulțumim, Dumnezeu, deocamdată așa. Trebuie să trecem și pe perioada asta. N-avem. Este un pic mai dificil anul acesta cu masca. Da, că dacă nu o purtăm e foarte greu. Vedeți ce se întâmplă în lumea asta, e jale. Astăzi sunteți una dintre persoanele care credeți în existența. Cred normal. Dacă este aș crede, n-aș putea să știu așa. Da. Trebuie să credem, că n-avem încotro. Așa vor de la Dumnezeu, așa o fi ceva, nu știu. E foarte greu. Întrucât în Focșan se înregistrează temperaturi ridicate și un indice de confort termic ce depășește 80 de unități, Primăria Municipiului Focșan, prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și Școala Post-Liceală Hipocrate, au înființat câteva puncte de prim ajutor. Unul dintre ele se află chiar în grădina publică. Asistenții își încep programul în fiecare zi la ora 13. Ceva solicitări din partea cetățenilor? Nu, am ajuns. Și ei au fost? Ei, da. Probleme? Ceva special? Nu. Ce le oferiți cetățenilor care vin aici? Apă plată sau minerală. Și le că se simte rău? Le dăm câte un cald. Adică le luați tensiunea? Un sfat. Dar n-ați avut probleme până de față pentru că aviați venit, da? Da. Până când veți fi aici? Până la ora 18:30. Și zilele următoare vă numesc până... La fel. În perioada asta de canicule, da? Da. Cât sunteți? Trei și sunteți? Trei. Așa și de la școala pozițională? Hipocrate.
Aceste puncte de prim ajutor pot fi găsite în Piața Unirii, în Piața Sud, Piața Moldovei, în gară, Autogara Focșani, Parcul Teatru, Parcul Bălcescu și Parcul Schumann, între orele 13 și 18:30, astfel încât cetățenii din tot orașul să poată primi în caz de nevoie chiar și unele servicii medicale primare. Toate persoanele care vor primi ajutor medical sunt obligate să poarte mască de protecție. Ioana Carla Boboc, Oana Larisa Vasile și Diana Iorgulescu sunt cele trei absolvente care au trecut de examenul de bacalaureat cu punctaj maxim. Primele două provin de la Colegiul Alexandru Ioan Cuza, iar cea de-a treia de la Colegiul Unirea din Focșani. Rata de promovare la examenul de bacalaureat înainte de contestații în Vrancea este de 63,27%. Primele rezultate ale examenului de bacalaureat au fost făcute publice ieri. Fetele au reușit în acest an să obțină punctaj maxim, cel puțin până la această oră. În urma rezolvării contestațiilor, lucrurile s-ar putea schimba. Este vorba despre Oana Carla Boboc și Oana Larisa Vasile, absolvente ale Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza din Focșani și Diana Iorgulescu de la Colegiul Național Unirea din municipiu. Dintr-un total de 2388 de candidați prezenți, 1511 au promovat examenul maturității. Rata de promovare înainte de contestații în sesiunea iunie-iulie 2020 este de 63,27%. Trei candidați au obținut media 10, doi candidați de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza Focșani și un candidat de la Colegiul Național Unirea Focșani. 19 candidați au obținut nota 10 la proba de limba și literatura română, 161 de candidați au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului, iar 158 de candidați au obținut nota 10 la proba la alegerea profilului și a specializării. Rata de promovare înainte de contestații, înregistrată de absolvenții studiilor liceale și care au susținut probele examenului de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020, este de 63,27%. Din sesiunea curentă, rata de promovare este de 72,64%, iar din sesiunile anterioare 21,33%. În sesiunea iunie-iulie 2020 au promovat 1511 candidați dintr-un total de 2388 candidați prezenți. Dintre aceștia, 1418 candidați sunt din promoția curentă, iar 93 de candidați sunt din promoțiile anterioare. Precizăm că 158 de candidați au absentat, iar 4 candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceștia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului național de bacalaureat. Rezultatele finale se vor afișa pe 5 iulie. Ieri și astăzi, cei nemulțumiți de rezultate au putut depune contestații. Menționăm că nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați. Rezultatele înainte de contestații au fost afișate pe 30 iunie la ora 12, atât în centrele de examen, cât și pe pagina de web dedicată bacalaureat.edu.ro. Contestațiile s-au depus în data de 30 iunie, în intervalul orar 16:20 și astăzi, în data de 1 iulie, în intervalul orar 8:12. Rezultatele finale vor fi anunțate duminică 5 iulie. 1009 contestații au fost depuse după afișarea primelor rezultate obținute de candidații prezenți la probele din sesiunea curentă a examenului de bacalaureat. Din totalul celor 1009 contestații, la proba scrisă de limba și literatura română au fost depuse 522, la proba obligatorie a profilului 256, iar la proba obligatorie a profilului și a specializării 231 de contestații. Soluționarea lucrărilor contestate va avea loc în perioada 1-4 iulie, rezultatele finale urmând a fi făcute publice duminică 5 iulie 2020. Un bărbat de 65 de ani care săpa o fosă septică la Mândrești a fost prins sub un mal de pământ. Pompierii au reușit să-l scoată la suprafață. A fost solicitat un elicopter smurt pentru transportul pacientului la spitalul din Galați. Bărbatul a fost surprins sub malul de pământ ieri în jurul orelor prânzului, în timp ce săpa o fosă septică în curtea unuia dintre copii, iar vecinii spun că acesta a intrat în stop cardiorespirator imediat, motiv pentru care a fost apelat Serviciul Unic de Urgență 112. Forțele de intervenție ajunse la fața locului au procedat la extragerea bărbatului de 65 de ani din groapă, ulterior începând manevrele de resuscitare. Zeci de minute bărbatul a fost resuscitat în fața membrilor familiei. Echipajele de la Focșani au solicitat preluarea victimei cu un elicopter smurt. S-a primit un apel care semnala faptul că un cetățean
în vârstă de 65 de ani, a fost surprins de un mal de pământ în timp ce săpa o fosă septică în cartierul Mândrești. La fața locului au fost mobilizate de urgență 3 echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Anghel Salmine al județului Vrancea și un echipaj al Serviciului de Ambulanță județean Vrancea. Ajunși la locul intervenției, pompierii au procedat pentru extragerea victimei de sub pământ. În momentul în care victima a fost extrasă, aceasta se afla în stare de inconștiență. S-au început imediat manevrele de resuscitare, iar medicul de pe ambulanță a solicitat sprijinul unui elicopter. În scurt timp a ajuns un elicopter SMURT. 326 de noi cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în ultimele 24 de ore în România. În Vrancea, în total, sunt 1049 de îmbolnăviri până la această dată. Medicul Ion Albu, care a contractat virusul, face apel la tineri să trateze cu seriozitate toate recomandările specialiștilor. Boala există și are o contagiozitate foarte mare, afirmă medicul într-o scrisoare deschisă. În spitalele de la Focșani și Adjud se află internați 84 de pacienți, dintre care 4 la secția ATI, 2 la Focșani și 2 la Adjud. Numărul persoanelor vindecate a ajuns la 594, iar a persoanelor decedate la 67. Direcția de Sănătate Publică Vrancea a efectuat până acum 7718 teste, fiind depistate 1049 de persoane pozitive. În județul Vrancea, în data de 1 iulie 2020, sunt monitorizate de către Direcția de Sănătate Publică Vrancea 717 persoane aflate în autoizolare la domiciliu. În carantină instituționalizată se află 6 persoane. La acestea, pe toată durata carantinării, polițiștii și jandarmii organizează în comun dispozitive specifice pentru verificare. La nivel național, numărul îmbolnăvirilor zilnice se menține ridicat. În ultimele 24 de ore au fost raportate 326 de cazuri noi. În total sunt peste 27.000 de persoane care au trecut prin experiența COVID-19. Cu toate acestea, sunt încă persoane care nu cred în existența acestui virus. Pentru a trage un semnal de alarmă, medicul ortoped Ion Albu, care s-a îmbolnăvit de COVID-19, a publicat pe pagina sa de socializare o scrisoare deschisă, în care se arată, citez: la ora actuală în țară sunt două atitudini în populația țării, cei care cred în existența COVID-ului și cei care nu cred. Primii sunt cei care au făcut boala și familiile lor, plus cadrele medicale din spitale care s-au confruntat cu ea. A doua categorie o reprezintă persoanele tinere care nu au făcut-o sau au făcut-o și a trecut neobservată. Am să vă transmit observațiile mele atât ca medic cât și ca bolnav. Boala există. Are o contagiozitate foarte mare la persoanele cu risc crescut, bătrâni, bolnavi cu boli asociate care scad imunitatea. La tineri sau cei cu imunitatea normală poate să nu apară sau să treacă neobservată. De aceea, persoanele care nu cred în COVID sunt în general persoanele tinere. Acestea pot fi purtătoare de COVID și nu știu. Faptul că ele sunt cele mai mobile în societate și de multe ori nu știu că sunt infectate, transmit virusul celor cu risc. Unele din aceste persoane au un grad de cultură medicală scăzut sau chiar nu le pasă. Am încheiat citatul. Până astăzi, la nivel național, 1667 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 16 decese, 5 bărbați și 11 femei. La ATI, în acest moment, sunt internați 222 de pacienți. Colegiul Auto din Focșani face cunoscută oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021. Astfel, instituția de învățământ aduce în atenția absolvenților 3 clase de liceu, 4 clase de școală profesională, învățământ seral și post-liceal. Elevii fac practică inclusiv în serviciul auto-unități care ar putea angaja la finalul studiilor liceale. Oferta educativă a Colegiului Auto Traian Vuia din Focșani pentru anul școlar 2020-2021 cuprinde 3 clase de liceu, specializări mecanică și electrician auto. Elevii care optează pentru învățământ profesional au la dispoziție 4 clase cu specializări mecanică auto și tinichigiu vopsitor auto. Unitatea de învățământ oferă și o clasă post-liceală cu specializare tehnician transport auto interne și internațional. Pentru anul școlar 2020-2021, Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia oferă absolvenților un număr de clase pentru liceu, 3 clase, iar pentru școală profesională, 4 clase. Calificările sunt pe domeniul mecanică, respect și electric. Astfel, la liceu avem 2 clase pentru domeniul mecanică, transporturi, care vor finaliza cu calificarea tehnician transporturi, și o clasă pe domeniul electric,
care vor finaliza cu calificarea tehnician, electrician, electronist, auto. Pentru școală profesională, cele patru clase sunt trei pe calificarea mecanic auto și una pe tinichigiu vopsitor auto. Pentru școală post-liceală avem o clasă cu calificarea tehnician transporturi auto, interne și internaționale. Pentru persoanele care vor să se înscrie în clasa 11-a la Seral, Colegiul Auto din Focșan anunță că are disponibilă o clasă. De asemenea, pe ciclul superior al liceului avem o clasă pe forma de învățământ Seral. Aici o singură clasă, a 11-a ciclu superior. Asta înseamnă că în conformitate cu planul și programa școlară, ei încep în semestru 2. Sunt de obicei absolvenții ai școlii profesionale, care după finalizarea și cu certificat de calificare, se pot înscrie la învățământ Seral în clasa 11, respectiv ciclu superior. Absolvenții de clasa 8-a care vor opta să-și continue studiile în cadrul Colegiului Tehnic Auto Traian Vuia din Focșani vor avea posibilitatea să obțină permisul de conducere categoriile B și C1. De asemenea, Colegiul Auto dispune de o bază de practică bine pusă la punct, unitatea școlară având contracte cu agenți economici în domeniu, care i-ar putea angaja pe tinerii absolvenți de la auto la finalul studiilor. Avem o bază destul de consistentă pentru realizarea practicii la atelierele pe care le avem încomodat la colegiul, la liceul Gege Longinescu, avem încomodat cu această unitate, dar și cu agenții economici, un număr destul de mare de agenții economici cu care avem parteneriat și care la finalul școlarizării chiar angajează acești tineri pentru că aceste calificări sunt solicitate pe piața muncii. Avem de asemenea un parc auto corespunzător pentru instruirea practică în vederea obținerii permisului de conducere atât pentru elevii de liceu cât și pentru cei de școală profesională. Cei de liceu vor putea obține permis pentru categoria B, cei de școală profesională vor obține și pentru categoria C1. De obicei ne putem realiza clasele, vom vedea anul acesta ce se întâmplă. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect, cerul va fi senin, vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între 20 și 22 de grade, iar cele maxime între 33 și 35 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor la TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!